Te-ai întrebat vreodată de ce sufletul tău caută alinare când îți este greu, iar la necaz singura care te ajută este rugăciunea? Ei bine, nu trebuie să fim teologi ca să intuim că atunci când mintea nu mai are răspunsuri, ascultăm în sfârșit de glasul inimii. Icoana Maicii Domnului, Mănăstirea Nămăiești, județul Arciș. Tradiția spune că icoana a fost pictată chiar de Sfântul Evanghelist Luca. A fost înrămat în argint în anul 1798. Este renumită pentru ajutorul dat femeilor care se roagă la ea în speranța că vor putea avea copii, pentru vindecările miraculoase ale unor afecțiuni grave, dar și pentru aplanarea conflictelor familiare. Icoana Maicii Domnului, Mănăstirea Trivale, județul Arciș. Povestea icoanei spune că ea a fost găsită în anul 1930 în podul bisericii de preotul paroh Dumitru Georgian, după ce acestuia i-a păruse în vis chiar Maica Domnului, care i-ar fi spus unde se află. A fost restaurată și îmbrăcată în argint, vechimea ei fiind estimată la 200 de ani. Icoana Maicii Domnului, Biserica Colțea București. Donată bisericii în anul 1786 de domnitorul Nicolae Mavrogheni, icoana cu ferecătură lucrată manual din argint poliit cu aur poate fi admirată în partea din stânga a catapetesmei. Icoana Sfântului Antonie cel Mare, Biserica Buna Vestire, București. În urma incendiului din 1847, biserica a ars în întregime, singurul lucru care s-a păstrat fiind tocmai icoana Sfântului Antonie cel Mare, care de atunci a devenit patronul acestui lăcaș de cult alături de Maica Domnului. Icoana Maicii Domnului, Biserica Olari, București. A fost adusă în biserică de preoții refugiați de la o mănăstire din Turcia prin anul 1810. În anul 1864 i s-a schimbat ferecătura de argint aurit, cea nouă având pe margini 24 de mici medalioane care ilustrează minunile săvârșite de Maica Domnului, relatează jurnalul spiritual.eu.